M-au promovat Adunarea Călărea și a dat lovitura și a învins-o pe viitorul chiar la Ovidiu. Onciu a marcat unicul gol al meciului în minutul 4 cu o execuție senzațională din lovitură liberă. După primirea golului, viitorul a pornit asaltul la poarta lui Straton. Puștii lui Hagi și-au încercat norocul cu șuturi de la distanță, dar fără folos. Vână și Ciobanu doar i-au dat emoții golchiperului Dunării. Fosta campioană a devenit tot mai periculoasă, iar bara s-a opus la torpila expediată de Văduț. Cea mai mare șansă de egalare a venit în ultimul minut al primei reprize. Ianis Hagi a ratat o lovitură de la 11 metri. În actul secund a început furtuna, dar nu la poarta călărășenilor. Din cauza condițiilor, meteo a picat și nocturna, iar meciul s-a reluat abia după 13 minute. Viitorul a forțat în finalul partidei marcarea golului egalizator, în zadar însă. Forfeca lui Drăguș a trecut pe lângă poartă, iar misiunea trupei lui Hagi a fost îngreunată de Băluță. Mijlocașul a fost eliminat în minutul 83, iar Dunarea s-a impus la debutul în Liga 1.